Cei mai buni piloți din Europa care participă în această perioadă la cea de-a noua ediție a campionatului european de acrobație cu avionul au avut parte de o seară românească. Evenimentul organizat la aerodromul Săulești a fost pe placul celor prezenți. Soliștii ansamblului profesionist Drăgan Muntean Deva au susținut un spectacol folcloric, iar dacii și romanii de la Terra Dacica Eterna au ținut o lecție de istorie vie. De departe, cel mai aplaudat moment a fost însă cel al multiplului campion mondial la freestyle, Iorghis Kairis. Multiplul campion mondial a oferit publicului un spectacol absolut pe cer, însă nici membrii ansamblului folcloric nu s-au lăsat mai prejos. Preț de câteva zeci de minute, aceștia au cântat cântece tradiționale românești, dar și imnul național. Între timp, piloții s-au ospătat din bucatele tradiționale românești. Final, dacii și romanii de la Terra Dacica Eterna au ținut o lecție de istorie vie, cei prezenți având ocazia să afle cum trăiau și cum se îmbrăcau strămoșii noștri, dar și ce arme foloseau în lupte. Cu cine țineți? Who do you want to win? Romano? The Roman or the Dacian? Sau dacu? The Dacian, yes. Oh, very skilled. O prezentare în fața piloților de elită a Europei. Păi m-am bâlbit un pic, că nu știam dacă să vorbesc în engleză sau în română, dar sper că a fost bine și nu i-am plictisit prea mult. De ce faceți voi așa ceva? Păi din pură pasiune. În primul rând, pentru majoritatea, iar în cazul meu e și... S-o dau iar în engleză, related to the job. Sunt și arheolog și practic pun în practică ceea ce învăț din cărți. How many hours of flying do you have? My time, all my life is in like sports and the flights. And then I've been in very different competitions, in very different places in the world. And I'm very happy to be here today, to stay between this super warriors, yes. And it's the best evening. Like what I can see your history, I see your power, your pilots. I hope they will be strong and we hope they can win. Evenimentul a fost organizat de staful campionatului european de acrobație cu avionul special pentru echipele din competiție. Au fost niște momente deosebite, s-a punctat pe tradițiile noastre populare, muzica populară transilvaneană și de pe Valea Mureșului. Și în ultimul rând aceste momente inedite cu dacii și romanii, cu prezentarea costumelor, cu prezentarea echipamentului militar de luptă și chiar exerciții, să le numesc, de forță. O seară deosebită, să simt foarte bine toți, le-am arătat ce înseamnă istoria românilor, le-am arătat ce înseamnă tradițiile noastre, iar eu zâmbesc într-una pentru că simt că mâine vom avea un rezultat foarte bun. Așteptăm mâine să treacă ultimele zboruri și o să vedem că avem o surpriză foarte frumoasă din partea României. Competiția la care participă piloții din 12 țări europene se va încheia sâmbătă cu un meeting aviatic.